Salutare, prieteni! Bine ați venit în noul program Tălmăsan School Mentor Freelance, ediția 2023 de data asta. În lecția de azi, în general, modulul 1 este dedicat cumva introducerii în domeniu, explicațiilor ce o să discutăm, despre ce o discutăm, ce ne trebuie ca să învățăm. Respectiv, în această lecție o să vă povestesc despre programul Mentor Freelance, maratonul de freelance, un program care este dedicat celor care vor să se inițieze ori să se calibreze dacă domeniul de social media este pentru ei. De aceea o să trecem foarte fugitiv pe rând modulele noastre, după cum vă spuneam, suntem în cadrul modulului 1. Aici noi avem trei subiecte, trei teme. În prima temă sunteți acum, după care o să urmeze despre stimatul speaker și ulterior ce recomandări vă dau la început de cale. Asta este primul modul, este introductiv, ca să facem cunoștință cu subiectul, cu predicatul și cu tot ce este necesar pentru activitatea de social media, freelancing în contextul social media. Urmează două module cumva introductive în subiectul social media, este introducerea în modulul nemijlocit 2, 10 pași pentru început, dilema sau provocarea sau paradigma angajat sau freelancing, freelancer sau agenție și concluzie. Deci modulul 2 este ca să ne calibrăm contextul, care sunt plusurile, care sunt minusurile, dependență de forma de activitate. Trebuie să menționez că elementul de freelancing, care o să-l descompunem multele ori, activitatea de liber profesionist, are câteva, spunem așa, etape la care ajungi până la el și ce urmează după acest rol de freelancing. Deci cei care vor să se calibreze în domeniul social media, pentru că noi să abordăm freelancing-ul în social media prin prisma celor peste 12 funcții care pot fi exercitate în cadrul acestei forme de colaborare, respectiv stați pe fir. Modulul 3 o să avem în discuție elementul de direcția de dezvoltare. Dacă modulul 2 îl dedicăm înțelegerii freelancing, angajat, agenție sau forma mai complexă, modulul 3 va fi despre vectorile în cele de funcții care vor fi alese, responsabilitățile, formele de câștig, cât poate să câștigi, toate subiectele astea le veți descoperi în modulul 3. După 3 urmează 4. Cu alte cuvinte, modulul 4, pe lângă introducerea clasică, ce o să discutăm în cadrul modulului dat, o să vă dau câteva detalii despre forma organizatorică care puteți activați. Fie persoană fizică, fie patentă, fie SRL, fie ce fel de contracte de colaborare, inclusiv exemple de contracte, exemple de acțiuni care trebuie să fie realizate, vor fi prezentate și voi deja la etapa asta trebuie să vă decideți dacă mergeți pe freelancing, înseamnă că mergeți ca ce, copywriter, designer, media manager sau ce-o fie el acolo. După care, dacă vă decideți, înțelegeți cât poate să câștigeți, ce trebuie să facă pentru asta și după care deja vedeți ce fel de formă vreți să aplicați. Vreți să mergeți freelancing spre agenție sau vreți să mergeți angajați spre freelancing, adică dependență de forma de exercitare. Modulul următor, modulul 5, sunt primii clienți, probabil unul dintre cele mai complicate, complexe și importante module din maratonul nostru, este modulul despre elementul de unde noi luăm primii clienți. Ne axăm pe brandingul personal sau generăm prin propria experiență studiilor de caz, landing page, grupuri, clienții existenți, cunoștințe, prieteni, toate detaliile despre de unde luăm clienți și cât ne-ar costa un client și în dependență de forma pe care vă veți selecta, va influența acest cost. Următoarele două module am pregătit modulul 6. EGA este cumva ce aș recomanda să luați în vedere la nivel de to-do action. Adică, cu alte cuvinte, acțiuni care trebuie să fie exercitate cu ajutorul anumitor aplicații. Din screen-ul care vedeți aici, este aplicații de management, vom discuta despre Trello, Google Drive, Asana, Excel, Planable sau alte aplicații terțe, aplicații de control, CRM-ul sau Excel-ul, aplicații de control a lead-urilor voastre, aplicații pentru foto, basic-ul care este Mojo, Canva sau alte aplicații din seria dată, aplicații pentru video, CapCut-ul, InShot-ul, Videolip-ul, Analytica prin Google Analytics, Metrica, Facebook Pixel, Data Reportal, toate momentele este la fel, o să discutăm modulul 6. În general, modulul care vă va permite ca să aveți o capacitate de producere mai mare. Când ai un client, este o istorie, când ai 3, total este istorie, când 30, istoria se schimbă radical. Deci, pentru a nu nimeri într-un gap de acțiuni, într-un gap informațional, trebuie să luăm în vedere și aplicațiile pentru această zonă. Modulul 7 este procesul de la A la Z. Am scos câteva funcții de bază, probabil care
aș miza eu, dacă aș alege vectorul de freelancing, sau mai bine zis, prin prisma experienței care am avut-o eu ca freelancer, este zona de procesul de la Z. Deci o să explic per video fiecare funcție ca marketing manager sau media manager, social media, story maker, copywriter, analytic, designer, fiecare funcție, care ar fi istoria acestui funcții. Genul, dacă te decizi să mergi pe media manager, este o istorie. Dacă vrei să fii copywriter, este total altă istorie ca și approach în activitatea ta. Și modulul 8, modulul de final, este modulul de ce trebuie să știi, cât timp îți va lua, recapitularea, toate detaliile care trebuie să le avem în vedere. Spre final, după cele 8 module, dintre care introducerea și concluzia, 6 module tehnice, pe care noi trebuie să le trecem în 30 de zile, urmează cumva înțelegerea când și ce o să fie. Deci, total, noi avem cu voi pe program 30 de zile, 8 module, 47 de lecții plus minus, 5 sesiuni live cu sesiuni Q&A pentru promoția în special care lansează 27 decembrie 2012 și va finisa în 31 ianuarie 2023. O să avem o sesiune offline sau Zoom, dependență dacă sunteți de psihotare, pentru voi va fi Zoom, cei din Republica Moldova au posibilitatea să fie și offline. Pe parcursul anului 2023 și inclusiv pe parcursul maratonului vor fi un chat de suport, PDF-uri, screencast-uri, instrumente, dashboard-uri, acces pentru tot de una la curs, cel puțin înregistrarea cursului și live-urile vor fi adițional în zona dată, teme pentru acasă, per modul, per subiect sau per zonă în care o să crede necesar să vedeți ce se întâmplă. Cam asta este modulele și programa de lucru cu care noi o să abordăm. Spre final, probabil scopul este ca tu să înțelegi un lucru. Ce înseamnă freelancing? Ca e formă de acțiune. Ce înseamnă social media? Ce fel de funcții sunt în social media care se pliază, se pupă bine cu freelancing-ul? Ce fel de efort trebuie pentru a depune? Nici de cum nu este despre faptul 5 clienți, 3.000 de euro în 2 zile, adică este un efort extrem de mare ca să găsești acești 5 clienți și să ai ocazia și oportunitatea și capacitatea să le vinzi de aceste 3.000 de euro, dar există o posibilitate, există anumite tehnici sau anumite realități, inclusiv studiile de caz care să le prezentăm în sensul dat. Și dacă după tot ce o să vă vorbesc în 30 zile, voi simțiți forța și responsabilitatea să vă asumați, să mergeți în zona sau angajat pe industria de social media sau freelancer ca formă de colaborare sau chiar ca proiect personal agenție, la fel vor fi câteva studii de caz din clienții noștri care au mers și să-și creeze propria agenție de digital marketing. De ce nu? Respect toate discuțiile astea, o să le avem pe parcursul programului nostru de lucru. Și ca video 1.1, verificați în chatul vostru, vreau să vă povestesc cam care este programa noastră de lucru, cum noi vom lucra, de aceea toți cei care lansează, startează pe 27 decembrie 2022. Pentru voi este relevant video următor unde vă povestesc în ce zile, când și ce urmează să facem. Ceilalți care privesc în reluare, indiferent în ce perioada anului vedeți acest video, subiectul cu siguranță încă 1-2 ani va fi relevant, de aceea și ziceam că minimum un an de zile va fi activ promovat acest concept, iar accesul îl aveți pe viață, la toate lecții și la toate sfaturi și la chat-ul de suport. Spor în implementare, baftă la toată lumea, bine ați venit pe bord, let's start, next video.